Na. Superlejeră dă, de fapt, timbrul acesta un pic aparte al lui. Da, da. Deci lăuta nu are sustain. Deci zboară sunetul ca la clavecin. Deci e exact paralela de clavecin, pian. Da, pianul da. Am în ciocănele, bam, dă în ăla. Și rămâne sunetul. Rămâne sunetul lung și bine. Clavecinul, da. Oricât ai da în... Face tic, tic. Atâta, da. Deci a ciupit cu pana aia corda și salut și voie bună. Deci nu da, este, da, 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 da. Cum s-ar zice, nici nu poți să faci o dinamică, exact așa și lăuta. Dar, tocmai din cauza asta are șarmul. Lăuta are șarmul, domnule, și acuratețe și un clinche de zici că este... Și orice greșeală tehnică se simte imediat. Se simte imediat, dar având corzile astea, o multitudine de corzi, de pildă mațul, corzile de maț. De maț de oaie. De maț de oaie se fac... eu am aici numai prețul de maț. Deci astea se pun pentru aici, știți? Deci nu sunt... Aha, da, freturile. Asta e de maț rectificat. Bine, așa apare și corda, vedeți? Asta e o formulă de a face un not. Da. Deci, cum să zic, este un pic o lume oarecum aparte, deci până și repertoriul... puțin care agrează instrumentul. Să vă arăt o gitară barocă care necesită un pic de... Asta a fost prima gitară barocă care am făcut și din păcate s-a desfăcut o bară și acum am reparat. Deci am scos fața integral și am refăcut. Dar bârâie aici și mai am de lucru la ea. Deci asta este prima chitară barocă. Prima chitară barocă, prin care e caracteristica? Corpul ăsta super mic. Ăsta e un model italian, deci fața bombată și spatele bombat și din mai multe eclise. Cea franceză este o țâră mai voluminoasă, dar nu cu mult, și are fondul plat. Aia spaniolă e tot așa ca aia franceză, dar are niște particularități aici. No, ăsta e acordat ca gitara. Dar, interesant, la... Dar dublate corzile. Dublate corzile, minus șantarela, prima. Și ăsta are un timbru cam tot de lăută și exact maniera de cântare. Interesant la gitara baroc că cea mai gravă cordă este corda a treia. Pentru că vine ăsta, deci reu, e reu de aici, înțelegeți? Și lau e lau de aici, deci n-ai baș, efectiv, și așa a fost, deci Gaspar Sanz așa l-a conceput. Aici, meseriașul a pus un banc, un re ăsta, dar Robert, numai la Robert de Vizie apare chestia asta. Ca sonoritate... Thank you.